Laura Codruța Căveși va lucra la parchetul general. Prin decizia procurorului general Augustin Lazăr, fosta șefă a DNA a fost delegată pe o perioadă de 6 luni la Serviciul de Îndrumare și Control din parchetul general pentru îndeplinirea sarcinilor privind Strategia Națională Anticorupție. Laura Codruța Căveși va avea atribuții privind implementarea la nivelul Ministerului Public a Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2016-2020, respectiv actualizarea strategiilor de combatere a corupției, precum și elaborarea de strategii sectoriale la nivelul unităților de parchet. Anterior, CSM stabilise că fosta șefă a DNA va lucra la DIICOT Sibiu ca simplu procuror. Tot astăzi, procurorul general Augustin Lazăr afirmase că procurorii care își încheie activitatea la Direcția Națională Anticorupție de regulă își continuă activitatea în cadrul Ministerului Public, folosindu-și experiența pe care au dobândit-o la DNA.